despre copii și despre cum părinții își bat joc de ei fără această intenție. Asta este și mai grav. Pur și simplu, dintr-o ambiție extraordinară de a proiecta asupra copilului lucruri pe care adultul nu a reușit să le obțină, ajungem în momente urâte și în cazuri în care copiii pur și simplu sunt pierduți pe mâna părinților lor. Cu Gașpar Gheorghi, este psiholog în studioul Digi24. Bună seara! Bună seara! Ne-am gândit la subiectul ăsta pentru că numai ce s-au terminat examenele. Evaluare națională, copiii care tocmai au terminat a 8-a, bacalaureat pentru cei care au terminat a 12-a, dar ei sunt atât de asemănători, chit că sunt 4 ani care îi despart, sunt asemănători pentru că sunt oameni care pornesc în viață și au nevoie de încurajare. Și de fapt primesc din partea părinților, numai vorbe de ocară, muncește, fă, o să vezi, trebuie... E bine? Așa se face? Nu e bine. În mod evident, nu e strategia prin care să le transmitem copiilor că ei sunt capabili, că ei sunt în stare, că ei vor putea să-și transforme visurile în realitate. Însă vedem de cele mai multe ori aceste comportamente la părinții care atunci când erau copii au fost crescuți, disciplinați cu astfel de mesaje, cu astfel de comportamente. Și atunci psihologia ne arată că există această lege a tiparului care se transmite mai departe de la o generație la alta. Dacă eu am crescut într-o familie în care critica a fost strategia pe care părinții o foloseau cel mai des pentru a mă încuraja, dacă părinții mă pedepseau, dacă părinții mă invalidau, dacă părinții scoteau mai degrabă în evidență minusurile decât plusurile, atunci, din păcate, această rană o voi duce mai departe în sufletul meu, în mintea mea, în corpul meu și la vârsta adultă, atunci când mă voi confrunta cu o situație similară sau asemănătoare, copilul meu se află într-o situație asemănătoare cu cea în care eram eu în copilărie, creierul meu va spune că ceea ce e de făcut, strategia cea mai potrivită într-o astfel de situație, e asta. Și ce e cel mai interesant, ce mi-arată mie experiența din cabinet, e că se întâmplă să cadă în astfel de păcate, inclusiv acei părinți care declară că își iubesc foarte mult copiii. Părinți care uneori pot să fie extrem de generoși, extrem de empatici cu copiilor și totuși în situații de criză, aceste traume ale noastre pe care le aducem cu noi din copilărie ne afectează atât de mult luciditatea, starea de prezență conștientă. Efectiv, nu putem să ne conectăm cu noi într-o manieră matură și cu copilul din fața noastră și atunci ne implicăm în aceste comportamente indezirabile, cum le spunem noi psihologii, care, din păcate, nu fac nimic altceva decât să distanțeze sau să crească și mai mult distanța dintre părinte și copil. Dar cum să uiți că un astfel de comportament te-a durut? Deci cum să uiți că, de fapt, ți-a făcut rău? Să-i faci același lucru copilului. Cum? Psihologia ne spune că, într-adevăr, în copilărie pornim cumva la drum cu promisiunea că niciodată nu vom repeta prostiile sau comportamentele indezirabile ale părinților noștri. Însă, de foarte multe ori, pentru a putea să supraviețuim în familia în care ne-am născut și pentru a putea să tolerăm toate comportamentele nepotrivite ale părinților, ne disociem, cumva ne distanțăm de propriile emoții, de propriile sentimente și asta înseamnă că la fel facem și cu amintirile noastre. Și ajungem la vârsta adultă, mintea a șters o serie de amintiri dureroase. Foarte mulți dintre clienții mei adulți care vin în terapie, atunci când vorbim despre copilărie, îmi spun că au ani întregi pe care nu și-i amintesc. Deci, cumva, mecanismul de apărare cel mai puternic pe care îl folosește mintea umană este uitarea, respectiv negarea. Și atunci am ajuns la vârsta de 30, 40, 50 de ani. Există o situație provocatoare, stresantă, dificilă în interacțiunea cu copiii, și recurg la aceleași strategii pentru că nu sunt în contact cu durerea mea. Dacă aș fi în contact cu durerea mea, probabil că ar fi greu de gestionat din punct de vedere psihologic și emoțional pentru o vreme, dar aș putea să-mi și vindec aceste răni și aceste traume. Dacă eu fug de rănile mele pentru că mi-e teamă să mă întorc acolo, să interacționez din nou cu amintirile dureroase, din păcate, acestea rămân moștenire și ajung mai departe la copii, nepoții, strănepoții mei. Deci nu era voință, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, din partea părinților, e mai degrabă un mecanism de apărare foarte, foarte eficient în copilărie, pentru că probabil că acești copii altfel n-ar fi putut să se adapteze la familia în care s-au născut, însă acest mecanism la vârsta adultă devine extrem de nociv, pentru că uităm ce ne-a durut. Uităm și nu suntem în contact cu sentimentele noastre. Exact. Eu n-am avut posibilitatea, părinții n-au avut posibilitatea să mă dea la pian. Eu n-am avut posibilitatea să primesc meditații la limba engleză. Nu am luat niciodată premiul întâi. Lista poate continua sau sunt alternative.
lucrurile astea trebuie să se întâmple cu copilul meu. E musai. De ce? Pentru că de foarte multe ori noi ne identificăm cu copiii noștri. De foarte multe ori există această incapacitate a adultului din România de a diferenția între propria persoană, partener sau copil. Și trăim cumva, pentru că fugim de emoțiile și sentimentele noastre, trăim cumva cu impresia că îi vom oferi copilului tot ceea ce ne-a lipsit nouă. Și s-ar putea ca într-adevăr acest copil să aibă nevoie de ce ne-a lipsit nouă. Însă sunt și foarte multe situații în care copilul nu are nevoie de ce mi-a lipsit mie în copilărie. Și s-ar putea ca în familia noastră să fie un copil foarte competent la tot ceea ce înseamnă artă, la pian, și eu, pentru că mi-aș fi dorit să fiu olimpic la matematică, să-l forțez pe copilul meu să meargă pe acest drum al matematicii. Și de foarte multe ori copiii se sacrifică și merg pe acest drum pe care sunt cumva ghidați, încurajați, forțați, responsabilizați de către părinte să meargă și ajung undeva la vârsta maturității și își dau seama că sunt profund nefericiți. Își dau seama că merg la un loc de muncă care nu le place deloc sau câștigă foarte bine din punct de vedere financiar, dar nu se bucură de viață. Din exterior par să fie niște oameni foarte împliniți și totuși în universul interior senzația este cu totul și cu totul alta, și asta pentru că nu trăiesc viața pe care aș fi putut să o trăiesc. Și aici încă o dată părinții recurg la astfel de strategii pentru că e această stare de inconștiență. Noi din păcate în societatea românească nu suntem încurajați să dezvoltăm o relație sănătoasă cu propriul sine, cu propriul eu, cu gândurile mele, să fac diferența între ce gândesc și ce se întâmplă în realitate, să trăiesc cu emoțiile mele, chiar dacă sunt dificile. Și atunci, din păcate, se ajunge la astfel de relații familiale complet nesănătoase, în care nefericirea ajunge mai departe la copiii și la nepoții noștri. Dacă noi ne-am permite să trăim o viață un pic mai conștientă și poate că la vârsta de 3-4 anișori să nu-i forțăm pe copiii noștri să învețe X limbi străine, ci mai degrabă să îi încurajăm să-și descopere sentimentele, emoțiile, corpul, să învețe să spună nu, să învețe să pună limite, să învețe să relaționeze cu cei din jur. Dacă am face asta, cred că le-ar fi mult mai ușor după aceea copilașilor să ajungă acolo unde sinele lor are nevoie să ajungă, și de asemenea ar fi o strategie foarte bună de vindecare și pentru noi. Experiența de psihoterapeut îmi arată că foarte des un adult se poate vindeca în interacțiunea cu copilul. Însă pentru asta e nevoie ca adultul să-și recunoască propriile dureri. Să se vindece în interacțiunea cu copilul. În interacțiunea asta ce să facă? În această relație cu copilul, de cele mai multe ori, copilul și partenerii de viață, relațiile cele mai intime, scot la suprafață din noi rănile și durerile. Relațiile au această putere de a scoate ceea ce e sensibil, ceea ce este extrem de vulnerabil. Doar că în momentul în care aceste sensibilități ies la suprafață, pe de o parte le împingem înapoi pentru că nu știm cum anume să le gestionăm și pentru că asta am făcut toată viața. Pe de altă parte le responsabilizăm pe copil. Din cauza ta sunt atât de furios, din cauza ta nu pot să dorm, din cauza ta tremură carnea pe mine. Sau îi spunem același lucru partenerului fără să ne asumăm responsabilitatea față de aceste dureri ca fiind ale noastre. Deci aici dacă am investit un pic mai multă energie în această disciplină psihologică, în această autocunoaștere și dezvoltare personală, i-am ajutat și pe părinți și am ajutat foarte mult și pe copii. Am auzit, mi-a fost dat să întâlnesc adolescenți care îmi spuneau: eu sunt copil de doctori, ambii mei părinți sunt medici, nu am nicio șansă, nu am voie să am mai puțin de 9, îi fac de râs, nu se poate așa ceva. Nici măcar nu știu dacă copilul, dacă părinții chiar au stat cu gura pe el ca să-i spună lucrul ăsta, dar e clar că spunându-i o dată sau de două ori i-a intrat bine în cap că asta este o presiune foarte importantă, trăind în acest mediu, el trebuie neapărat să fie peste el. E bună presiunea asta? Din păcate nu. Nu e bună pentru că nici nu îl ajută pe copil să se integreze bine în această lume. Pe de altă parte, îl va împiedica pe copil să se bucure de progrese, de realizări, pentru că de regulă acești copii dezvoltă o obsesie foarte puternică față de note și față de rezultate. Acești copii nu se bucură de călătoria numită viață. Acești copii de cele mai multe ori știu că au de îndeplinit anumite targeturi, anumite ținte și dacă ele nu sunt îndeplinite... Sunt și adulți care funcționează sigur, așa. Sigur, pentru că acesta devine modul nostru de a trăi, acesta devine modul nostru de a relaționa cu propria persoană și cu cei din jur. Și s-ar putea ca într-adevăr părintele să nu-i spună copilului că cu o notă mai mică de 10 nu ai ce căuta în familie sau în casa noastră, însă s-ar putea să-i transmită copilului această idee de perfecțiune. Eu în calitate de medic n-am greșit niciodată, n-am avut niciodată probleme. Uite, de fiecare dată m-am descurcat. Vezi cu ce note am terminat. Exact.
N-ai voie. Și în momentul respectiv îi transmitem copilului o imagine distorsionată despre ce înseamnă a fi uman, despre ce înseamnă viață, despre ce înseamnă învățare, despre ce înseamnă educație și așa mai departe. Din păcate, în România, încă avem tendința de a pune acest egal între rezultate și succes. Pe când studiile de specialitate făcute la nivel internațional ne arată că nu există o astfel de formulă. Nu poți pune un egal între educație și succes. Poți pune un egal între disponibilitatea copilului de a se implica într-o serie de activități, de a excela într-un anumit domeniu și succes. Dacă un copil are rezultate doar de 9 și de 10, asta nu este o garanție a faptului că va ajunge foarte departe în viață. În felul ăsta ne spuneți că ceea ce mulți dintre noi invidiem, părintele copilului care are numai 10, de fapt nu poate fi un părinte 100% liniștit, el nu își vede deja copilul, el și-l vede, dar nu este o garanție. Are 10 pe linie, exact. Dar nu înseamnă că va avea succes. Exact. Eu sunt caloc din Satu Mare și înainte să mă mut la București am profesat în Satu Mare. Visul liceenilor din Satu Mare e să facă facultatea la Cluj. Și experiența de psihoterapeut din Satu Mare mi-a arătat că foarte mulți elevi olimpici cu rezultate foarte bune, după terminarea liceului se duceau la facultate la Cluj și în 2-3 luni se întorceau acasă, pentru că din punct de vedere psihologic și emoțional nu puteau face față provocărilor și stresului reprezentat de mutarea într-un alt oraș. Aceștia erau, domnul Prilipceanu, copii care toată atenția, toată energia și-au dus-o către școală, către rezultate, către note, nu au dezvoltat abilități de interacțiune interpersonală, nu știau cum anume să gestioneze stresul, cum anume să facă față fricii, anxietății și ei puteau funcționa atâta vreme cât beneficiau de acest suport maxim din partea părinților. Merg la școală, acolo mă concentrez doar pe lecții, mă întorc acasă, teme, pregătiri, meditații și așa mai departe. Un astfel de copil scos dintr-un astfel de context și încurajat să meargă la studii într-un alt oraș sau într-o altă țară, de cele mai multe ori clachează, pentru că nu are abilitățile necesare pentru a se descurca. Și acești copii se întorceau la Satu Mare și părinții veneau cu foarte multă spaimă în suflet, cu inima zdrobită, ce să fac cu copilul meu, pentru că am crezut că a-l încuraja să investească atât de multă energie în școală e strategia cea mai bună, pe când acești copii ajungeau în acel burnout academic. De aceea este foarte, foarte important atunci când îi încurajăm pe copii să își concentreze foarte mult atenția pe rezultate și pe note, să vedem de ce anume îi privăm. Un copil de 3-4 anișori care învață două limbi străine, oare care este partea care va lipsi din viața lui? Atunci când adolescentul este încurajat să nu facă nimic altceva, să nu iasă cu prietenii, să nu aibă o iubită sau un iubit pentru că nu e la vârsta potrivită, să nu își dezvolte și alte hobby-uri, pasiuni și așa mai departe decât școala, e foarte important să știm că îl direcționăm pe un drum care s-ar putea să fie foarte, foarte periculos. Gașpar, ajungem imediat la examene, dar înainte am stabilit un capăt al intervalului. Haideți să mergem puțin și la celălalt capăt al intervalului, adică părintele care îi spune copilului încă de mic faci ce vrei, nu mă interesează, te iubesc, te susțin, dar faci ce vrei. Ei 4, ei 2, nu mă interesează, asta e, să mergem mai departe. E bine așa? N-ai luat evaluarea națională? Ce contează? E un examen. Ok, hai, om găsi ceva și pentru tine, ce mai... E bine așa? Nu e bine, nici așa. Nici așa nu e bine. Extremele de regulă sunt păcătoase. Extremele nu fac altceva decât să cauzeze durere și suferință. Un copil, un adolescent are nevoie să simtă că se poate baza pe părinți, că este ghidat de adulții din jur. Sigur, fără să-l forțăm să meargă pe drumul pe care am mers noi sau pe drumul pe care ne-am fi dorit să mergem. Asta este extrema despre care am vorbit până acum. Dar îi spune unui copil că faci ce vrei. E... aceea situație, și e o metaforă pe care o folosesc uneori în cabinet, e aceea situație ca în contextul în care eu sunt dus pe lună și cineva îmi spune descurcă-te, nu contează ce decizie ei, nu contează ce alegere vei face, descurcă-te pentru că totul va fi ok. Mă va paraliza frica, anxietatea, probabil că instinctul de supraviețuire mă va determina să-mi dezvolt niște abilități, însă nesiguranța în mine va fi foarte, foarte crescută. Deci în momentul în care îi transmitem asta copilului, e important să știm că nu face
facem altceva decât să-i transmitem: nu mă interesează ce se întâmplă cu tine, nu-mi pasă de viitorul tău, nu-mi pasă de viața ta. Și s-ar putea ca unii copii să se adapteze, însă probabil că o să le fie foarte greu la școală, la locul de muncă, pentru că sunt reguli pe care va trebui să le respectăm. Momentul în care ai un eșec, așa cum e, nu știu, un rezultat școlar mic, asta sigur că nu înseamnă că viața mea este complet prăbușită, așa cum și-ar putea imagina adulții din prima categorie. Dar nici nu înseamnă că e sănătos să-i transmit copilului mesajul că nu contează. Nici vorbă. În momentul respectiv s-ar putea ca acest copil să simtă în corpul lui tot felul de trăiri și de sentimente. Are nevoie ca eu, în calitate de părinte, de profesor, de diriginte, să-l ajut să-și gestioneze sentimentele respective. Să-l ajut să ajungă la concluzia că probabil a obținut aceste rezultate mici pentru că fie nivelul de anxietate a fost foarte crescut, fie efortul pe care l-a depus în procesul de învățare nu a fost suficient de semnificativ. Poate că și-a imaginat că știe materia mult prea bine și realitatea ne arată că nu a fost chiar așa. Adică e foarte important să ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă că în funcție de efortul pe care îl depun într-o anumită activitate, pot ajunge la performanță orba. Ajutați pe telespectatorii noștri să înțeleagă filmul ăsta, să vadă filmul ăsta până la capăt. În prima categorie, în categoria părinților care stau toată ziua și cu fizicul, și cu psihicul, și cu gura, și prin orice altă metodă, stau pe copii, presiune, 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 note mari, note mari, nu se poate altfel, te nenorocesc, n-ai nicio altă șansă. Va ieși de acolo un adult de care fel? Ce fel de adult va ieși? Sunt șanse foarte, foarte mari să iasă un adult nefericit. Un adult care să nu-și găsească locul în viață. Un adult care să dezvolte o serie de probleme de sănătate. Care să vrea mereu să-l mulțumească pe părinte? Care să vrea mereu să-l mulțumească sau pe cineva? Pe părinte, pe șef, pe profesorii de la facultate, călău, partenerul de viață. Sigur, adică cumva sunt genul de persoane care își dau seama că nu pot să-și găsească cumva echilibru sau starea de bine în viață decât dacă au un astfel de agresor sau astfel de persoane care se implică în comportamente de genul acesta. În vreme ce în a doua categorie, în care băie, te faci ce vrei, du-te, întoarce-te, nu mă interesează, eu te iubesc, te susțin că ești al meu, dar faci ce vrei. Ce fel de adult iese de aici? E un adult care s-ar putea să nu poată să relaționeze cu cei din jur. Un adult care să aibă o dificultate în a intra într-o relație serioasă de cuplu. Un adult care să nu știe cum anume să-și exprime afecțiunea, empatia, iubirea față de propriul copil. Iar nu e bine. Deci cumva indicat e să găsim formula cea mai potrivită pentru familia noastră. Formula în care, de exemplu, temperamentul copilului să fie luat în seamă de către părinte. S-ar putea ca al meu copil să aibă un temperament foarte diferit de al meu. Eu să am un temperament mai dezinhibat, mai dezinvolt, mai dornic să exploreze și copilul să aibă un temperament opus, să fie un pic mai interiorizat, un pic mai retras. Evident că un astfel de copil are nevoie de un stil de parenting foarte diferit de parentingul pe care l-am primit sau de care aș fi avut eu nevoie să beneficiez din partea părinților mei. Ne apropiem de eșec și cum trebuie el digerat, pentru că ni se întâmplă tuturor, ni s-a întâmplat, ni se întâmplă și ni se va întâmpla în continuare, câteodată mai e și câte un eșec, ce trebuie să faci cu el și mai ales ce trebuie să faci cu copilul, ca să nu rămână cu mintea la această traumă și să o târâie după el toată viața. Dar înainte, Gașpar Gheorghe, e foarte important. Există întotdeauna tentația părinților de a-i compara pe copii. Dar la tine în clasă câți? Tu cât ai luat? 4. Și câți au luat 4? Niciunul. Câți au luat 10? 2. Vezi? La evaluarea națională, ce media a luat X? Ce media a luat Y? Vecina, vecinul și așa mai departe. Cum e asta? E o altă traumă pe care o aducem din copilăria noastră. E o altă tendință nesănătoasă prin care ne imaginăm că dacă copilul are nota 10, înseamnă că noi suntem părinți buni. Mi se pare că acesta e un alt minus al foarte multor adulți care au copii. Pun un egal între rezultatele copilului și valoarea propriei persoane. Un părinte care are un copil cu rezultate medii sau cu rezultate mici, de foarte multe ori mintea părintelui spune că ceva nu e în regulă cu mine. Ca și cum acest copil ar fi un copil cu dizabilități doar pentru că nu are aceleași rezultate foarte, foarte apropiate sau asemănătoare sau mari cu ceilalți colegi din clasă. Și e
Nu e benefic pentru nimeni. Și de ce? Pentru că vorbeam de curând cu o colegă din America care a scris o carte foarte importantă, Parenting pentru Succes. O colegă care în ultimii 30 de ani nu a făcut nimic altceva decât să studieze tiparul de viață al copiilor și cât de mult influențează rezultatele școlare. Și răspunsul ei a fost: Gașpar, lumea asta este condusă de elevi de nota 7, nu de elevi de nota 10. Și asta pentru că de cele mai multe ori în școlile din lumea întreagă copiii nu sunt pregătiți pentru viață. Copiii nu sunt încurajați să-și dezvoltă o identitate sănătoasă, relații funcționale cu cei din jur. Copiii cumva sunt pregătiți pentru o viață care în realitate nu există. Așa că un părinte care are această obsesie față de rezultate ar fi bine să se întrebe dacă într-adevăr acel 10 contează atât de mult pe cât mintea mea spune, sau e o notă pe care în momentul în care copilul meu va ajunge matur o vom uita, sau s-ar putea să nu-l ajute deloc în planurile, visurile pe care copilul meu le are. Deci de aceea este foarte, foarte important să nu mai cădem în această capcană de a compara copiii cu rezultatele pe care ei le obțin, cu liceele, facultățile la care sunt admiși, sau valoarea noastră ca părinți cu rezultatele copiilor noștri. Noi suntem o persoană, sau eu sunt o persoană, copilul meu e o altă persoană, nu trebuie să trăim în maniera asta simbiotică sau să-i vedem pe copii ca fiind niște extensii ale noastre, pentru că nu are nimeni nevoie de asta. Și există acest pericol și pentru părinți și pentru copii să înțeleagă că o notă, că e la un examen sau că e la teză, reprezintă valoarea lor. Exact. E foarte important să-i scoatem pe copii din această paradigmă. Rezultatele pe care eu le obțin nu reprezintă valoarea mea, nu reprezintă potențialul meu. Sunt extrem de multe studii făcute pe psihologie școlară, care ne arată că nivelul de stare de bine al profesorului atunci când corectează o lucrare influențează foarte, foarte mult rezultatul pe care copilul îl va primi la lucrarea respectivă. Deci cumva rezultatul nu se află în controlul meu, pentru că sunt extrem de mulți factori care influențează asta. Însă ce se află în controlul meu, copil fiind, e disponibilitatea, energia, implicarea, efortul pe care îl depun pentru a însuși anumite informații. Noi în România avem de asemenea această fobie față de a nu rămâne corigenți, de a nu rămâne repetent, și nu ne gândim la faptul că un copil, dacă a rămas corigent la matematică, la română, la istorie, la nu știu alte materii importante, e un copil care înseamnă că nu are informația necesară pentru a merge mai departe. Mergem la școală cu pachetele pentru profesori, insistăm la diriginte să treacă copilul clasa, imaginându-ne că dacă a trecut clasa, el va fi fericit de aici încolo. Nu va fi fericit, pentru că îi lipsesc atât de multe informații, nu are baza necesară pentru a merge mai departe. Deci un rezultat mic, indiferent de contextul în care apare, îmi arată că al meu copil nu s-a implicat suficient de mult în materia respectivă. Și atunci ar fi bine să-i ofer sprijinul necesar să învețe un pic mai bine. Poate să-l ajut să-și dezvolte un stil de învățare, ceea ce iar nu prea se întâmplă nici în școlile din România, nici acasă. Să văd exact care este memoria copilului meu, care funcționează mult mai bine. Sunt copii care învață foarte bine în momentul în care citesc lecția cu voce tare. Sunt copii care învață foarte bine în momentul în care își fac conspecte. Copiii au nevoie să fie susținuți aici, pentru că ei nu au încredere în ei. Nu știu care anume e strategia cea mai potrivită. Dacă văd că fratele meu, care e olimpic, învață făcându-și schițe, probabil că mintea mea va spune că același drum ar trebui să-l parcurg și eu, deși probabil că memoria mea auditivă e mult mai bună. Deci de aceea e atât de important să ieșim din această obsesie față de note, să ne dăm seama că nu ajută atât de mult. Tot această colegă din America mi-a vorbit la un moment dat de un studiu făcut în America între studenții care au terminat la Yale și studenți care au terminat la alte facultăți mai puțin prestigioase, care nu au un renume atât de mare. Succesul în viața celor care au terminat la alte facultăți, însă la aceste facultăți și-au găsit cumva menirea, au făcut ceva ce le place, și-au găsit potențialul, latura lor frumoasă și așa mai departe, succesul în viața acestor studenți a fost mult mai mare decât acelora care au terminat la facultăți foarte, foarte importante. Ajungem la eșec. Se întâmplă dezastru. Toată lumea e neagră. Nimeni nu știe ce să înțeleagă din povestea asta. Că e copilul, cum ați spus mai devreme, că îi lipsește ceva, că e de vină părintele, că nu i-a dat ceva. Ce se întâmplă și ce ar trebui să se întâmple? Cred că e foarte, foarte important să scoatem eșecul din această dramă.
Eșec nu înseamnă dramă. De foarte multe ori drumul spre succes începe cu mai multe momente de eșec. Eșecul face parte din succes. Exact. Dacă știi exact. Ce să faci cu el, exact. La următoare o să fie bine. Exact, exact. În astfel de situații le spun părinților să-și imagineze ce se întâmplă cu un copilaș atunci când învață să facă primii pași. El nu are echilibru fizic necesar, motricitatea nu e suficient de dezvoltată și atunci o vreme este susținut de către părinte, după care copilul vrea să învețe să meargă singur, se ridică, cade, se dezechilibrează, cade, iar se ridică și așa mai departe. Acesta este procesul sănătos în viață. Atunci când copilașul meu a căzut, într-o primă fază inima mea bate foarte tare pentru că vreau să nu se lovească. Când a căzut a 30-a, 40-a oară, inima mea nu mai bate atât de tare pentru că știu că el se va ridica. La fel e important să ne uităm și la acest eșec academic sau eșec al notelor, al rezultatelor, ca făcând parte din drumul către succes. Eșecul e dureros, e dificil, dar e atât de important, domnul Prelipceanu, să învățăm să-l integrăm în propria viață, pentru că ne vom întâlni cu el peste tot, în relația de cuplu, la serviciu, în interacțiunea cu prietenii, cu colegii, cu comunitatea din care facem parte. Eșec nu înseamnă că eu de aici încolo voi fi nefericit. Eșec nu înseamnă că sunt o persoană mai puțin valoroasă în comparație cu dumneavoastră dacă eu m-am întâlnit cu eșecul și dumneavoastră nu, sau că în familia noastră, dacă adolescentul nu a intrat la liceul cel mai bun din București și fiul dumneavoastră a intrat, înseamnă că domnul Prelipceanu e mult mai valoros și mult mai important decât familia noastră. Nici vorbă. E foarte, foarte important să ieșim din astfel de tipare mentale, pentru că nu ajută pe nimeni. Ce se mai întâmplă în familiile din România, s-a întâmplat și la noi acasă, e că în momentul în care apare eșecul, căutăm vinovați. Să vedem cine este de vină și atunci arătăm cu degetul unui spre alții. Copilul către profesori, părinții către copil, mama către tata, tata către mama, profesorul către părinți și așa mai departe, nu ne ajută asta, pentru că a găsi sau a porni într-o astfel de vânătoare a vinovaților nu schimbă cu adevărat situația. E mult mai înțelept să spunem ok, e foarte dificil și pentru mine ca părinte, pentru că sunt copleșit de emoțiile negative și pentru copilul meu probabil că și profesorul este frustrat pentru că a investit foarte multă energie și totuși rezultatele nu sunt cele așteptate, să ne asumăm fiecare responsabilitatea și să vedem ce putem face de aici încolo. În momentul în care, într-o astfel de situație, părintele, profesorul sau copilul se întreabă de ce eu când am pompat atâția bani în meditații, de ce eu când am susținut atât de mult dezvoltarea copilului și așa mai departe, aceasta este o întrebare care încurajează mentalitatea de victimă. România nu mai are nevoie de victime. Atunci când este greu și mintea mea vine cu întrebarea de ce eu, asta este mentalitatea de victimă. Întrebarea potrivită și sănătoasă din punct de vedere psihologic e următoarea. Ce pot să fac într-o astfel de situație? Ce pot învăța eu ca părinte dintr-o astfel de situație? Ce poate învăța copilul meu dintr-o astfel de situație? Tot așa, studiile de specialitate din psihologia relațiilor ne arată că cele mai importante lecții de viață, copiii, adolescenții și adulții le învață în momentele dificile. Atunci când e complicat, atunci când emoțiile sunt activate, atunci când ies din zona mea de confort, atunci se dezvoltă abilitățile cele mai importante. O problemă a părintelui, care înțelege mare parte din lucrurile astea, și trebuie să-i ofere ceva copilului, trebuie să-l susțină pe copil, trebuie să-i arate drumul de acolo mai departe. E teamă ca nu cumva copilul să rămână cu ideea asta de eșec, că e ratat și că în felul ăsta va fi ratat toată viața, pentru că ăsta este pericolul. Dacă târâi după tine un eșec toată viața, atunci toată viața va fi un eșec. Eșecul trebuie lăsat acolo unde a fost și tu să te recompui și să mergi mai departe, poate rezolvând și mare parte din cauzele acelui eșec. Dar pe de altă parte, nici nu poți să-l încurajezi. N-ai luat examenul, lasă, eu te iubesc, te susțin, ești al meu, merge mai departe. Unde e mijlocul? Ce să-i spui copilului? Pe de o parte, nu vrei să-l lași nenorocit? Pe de altă parte, trebuie să învețe, trebuie să somatize, să digere ce s-a întâmplat ca să-și găsească propriile metode de a merge mai departe. Unde găsești mijlocul ăsta? Ce îi spui? Experiența mea de psihoterapeut îmi arată că atunci când vine vorba de eșec, este foarte, foarte important să vedem ce putem învăța cu toții din asta. Copilul va dezvolta traume pornind de la un eșec doar dacă mediul nu-i oferă susținere și suport.
Lipsa de susținere și suport apare în momentul în care mediul mă critică și mă judecă foarte tare, sau atunci când mediul îmi spune că nu contează, hai că e ok, se poate și altfel, nu-ți face griji, pentru că e o formă de minimalizare a disconfortului. S-ar putea ca într-adevăr părinții să nu mă compare, dar să mă compare profesorii la școală, sau să se fi dezvoltat acest obicei între noi, colegii de clasă, sau copiii care mergem la un anumit profesor la meditație. Și în momentul în care văd că 80% din cunoscuții mei nu s-au întâlnit cu eșecul acum la acest examen, însă eu m-am întâlnit, pe mine mă doare. Pentru că vreau ca lumea să aibă o imagine pozitivă și despre mine. Vreau ca lumea să mă aprecieze. Vreau ca lumea să vadă potențial în mine și așa mai departe. Deci copilul, atunci când părintele îi spune că nu contează, oricum e o formă de durere și de suferință care se poate transforma în traumă, însă doar atunci când nu este nimeni alături de acest copil ca să gestioneze eșecul. Gestionarea eșecului presupune să vorbim despre ce simt, ce trăiesc, ce gândesc, care sunt reacțiile din corp. Noi de foarte multe ori, domnule Prelipceanu, atunci când vine vorba de eșec, ne referim la viitor, fără să vorbim de momentul prezent. Nu putem controla viitorul, nu putem controla trecutul, tot ceea ce putem face e să ne adaptăm cumva la momentul prezent. E foarte, foarte dureros eșecul și pentru adult și pentru copil. Un adult care spune că nu este dureros eșecul pentru el, probabil că este disociat, deconectat de propriile emoții, pentru că are prea multe traume. Cu siguranță are nevoie de sprijin și suport din partea unui specialist în sănătate mentală. Am întâlnit cu eșecul copilului, apropo de vindecarea părinților, prin strategiile de parenting. Am întâlnit cu eșecul copilului presupune să mă întâlnesc și cu momentele mele de eșec din copilărie și adolescență. Și acum am posibilitatea să le gestionez altfel decât le-am gestionat atunci când eram de 12-14 ani. Deci cumva dacă nu transformăm eșecul într-o catastrofă, într-o calamitate și încercăm să rămânem în momentul prezent, să vedem ce trăiesc eu în corp în momentul ăsta, ce trăiește copilul meu, ce trăiește mama, ce trăiește celălalt copil din familie. Asta înseamnă vindecare. Acesta este procesul de digerare din punct de vedere psihologic despre care vorbeați și dumneavoastră. Sigur că asta nu înseamnă că data viitoare copilul meu va repeta acest comportament, nici vorbă. Dacă un copil într-o astfel de situație este susținut psihologic și emoțional, să-și verbalizeze emoțiile, să diferențieze între emoții, să identifice unde în corp le simte și părintele să-l oglindească, ok, simt că, sau îmi spui că simți în piept o durere sau că nu ai putut să dormi în noaptea asta pentru că erai atât de supărat, atât de trist, este în regulă, tuturor ni se întâmplă asta. În momentul în care un copil este sprijinit în acest fel, vă asigur că data viitoare va duce mult mai mult efort, mult mai multă energie pentru a se pregăti un pic mai bine. Probabil că și nivelul de anxietate un pic va crește la următorul examen, la următoarea evaluare importantă, însă este genul de anxietate care s-ar putea să-l ajute să-și folosească un pic mai bine energia cognitivă. La ce vârstă e bine să te întrebi pentru ce e bun, la ce e bun, la ce excelează copilul tău? Nu știu dacă există o singură vârstă sau o singură etapă. Eu am obiceiul de a le spune părinților că fiecare copil e precum o floare. Înflorește în diferite etape. Unele flori înfloresc primăvara, altele iarna. E mult mai important să fim alături de copil și să-i oferim posibilitatea de a explora diferite activități. Să nici nu exagerăm cu 20-30 de activități pe săptămână, dar 3-4 alternative pe lună să aibă copilul. Eu sunt, de exemplu, genul de copil care și-a descoperit foarte târziu potențialul în viață. Școala generală pentru mine a fost extrem de complicată. După aceea lucrurile n-au stat tocmai ușor. Abia spre sfârșitul liceului aș putea spune că am înflorit puțin, însă la sfârșitul liceului nu știam unde anume voi da admitere la facultate. Îmi doream foarte mult istorie și a fost un eșec. Aș putea spune că a fost cel mai mare eșec din punct de vedere academic pentru mine, deoarece am fost admis la istorie la Cluj, însă la taxă. Și părinții mi-au spus foarte clar, nu avem posibilitatea de a plăti facultatea și să te întreținem la Cluj, de aceea va trebui să te întorci acasă un an de zile, să înveți și să vedem ce se întâmplă anul următor. În această perioadă de un an de zile mi-am dat seama că de fapt psihologia s-ar putea să fie mai potrivită pentru mine. Deci cumva un eșec foarte, foarte mare m-a ajuns în punctul în care să descoper această pasiune a vieții mele, care într-adevăr acum simt că nu știu dacă ar mai exista o activitate care să mă incite, care să mă stârnească atât de mult pe cât e activitatea de psiholog și de psihoterapeut. Deci cumva dacă avem răbdare și dacă nu forțăm copilul să se încadreze niște tipare,
niște norme. Dacă copilașul din vecin la vârsta de 4 ani deja cântă minunat la vioară și copilul nostru încă nu cântă la niciun instrument, nu e nicio tragedie. Dacă copilașul din vecini sau copilașii ceilalți de la grădiniță deja vorbesc fluent nu știu câte limbi străine, nici asta nu este nicio tragedie. Nu ar mai trebui să mai comparăm atât de mult copiii unii cu alții. Este mult mai sănătos să-i comparăm pe copiii noștri cu ei înșiși. Cum a fost copilul meu în urmă cu 6 luni? Și dacă nu sunt diferențe semnificative, înseamnă că ceva nu este în regulă. Însă dacă sunt diferențe semnificative între copilul meu și un alt copil de aceeași vârstă, asta nu înseamnă că e o problemă. Toate acestea fiind lămurite, cum faci să îi dai copilului tău motor? Să vrea să facă mai mult, să fie mai bun în domeniul care crede el că îl reprezintă și pe care și-l alege singur. Părinții doar îl ajută, îl încurajează. Cum să-l faci să nu rămână în supa lui? Să vrea mai mult, mai mult, mai bine în acel domeniu specific. Cum să faci asta? E foarte important ca acest copil să aibă modele potrivite în familie. Dacă eu sunt un adult care se bucură de profesie și nu se plânge în mod constant, care savurează ceea ce face, acesta este un exemplu pe care copilul meu s-ar putea să-l urmeze la un moment dat. Tata își face meseria cu foarte multă pasiune, asta înseamnă că așa se trăiește viața. Dacă tata nu își face treaba cu pasiune, mama nu își face treaba cu pasiune, mesajul implicit pe care îl primește mintea copilului e că viața asta profesională e foarte nefericită. Deci, pe de o parte, exemplu personal contează foarte, foarte mult. Pe de altă parte, eu sunt genul de psiholog și aici părerile sunt împărțite între noi psihologi. Eu sunt genul de psiholog care le spune adulților că standardele sunt importante. Un părinte care nu are așteptări și nu are standarde s-ar putea să nu îi ofere copilului suficient de mult sprijin și suficient de multă susținere. Dacă eu mă aștept ca viața să fie lipsită de momente frumoase, probabil că viața mea așa va și fi. Dacă eu mă aștept ca al meu copil să-și descopere drumul în viață, atunci sunt șanse mult mai mari să se întâmple asta. Sigur că asta presupune și un pic de presiune. Asta presupune și niște tensiuni. Copilul meu este foarte bun la pictură, însă azi s-a certat cu fratele său sau a avut o interacțiune dificilă cu profesorii de la școală și nu vrea să meargă la pictură. Și copilul meu refuză să meargă la pictură spunând că nu sunt bun, nu sunt în stare, nu sunt capabil. Un părinte într-o astfel de situație, dacă ne întoarcem din nou la extreme, unul va spune cum să nu mergi la pictură, că îți dau două peste cap de nu te vezi și e musai să mergi la pictură. Un alt părinte care este mult mai permisiv va spune ok, hai că nu e nicio tragedie, mergi săptămâna viitoare și așa mai departe. Este doar o zi, nu moare nimeni din asta. Cred că ambele situații sunt periculoase. E mult mai sănătos să ne așezăm alături de copil să vedem, ok, știu că pictura îți place foarte tare, hai să vedem care sunt motivele reale pentru care astăzi nu vrei să mergi la pictură. Hai să vedem, de fapt, care este problema ta, care este dificultatea ta. Nu cred că povestea asta cu pictura e problema reală. S-ar putea ca, într-adevăr, copilul să fie bolnav și atunci, în ziua respectivă, să nu meargă la pictură. Însă, ai încuraja pe copii să renunțe la ceea ce le place doar pentru că sunt activați emoțional. Și cu toții, inclusiv noi în calitate de adulți, dacă m-am certat cu partenera mea, dacă m-am certat dimineață cu copilul la serviciu, nu o să am o zi tocmai bună și mintea dimineață s-ar putea să-mi spună că nu, azi nu merg la serviciu. Însă știu că viața nu așa funcționează. De foarte multe ori e nevoie de această puțină presiune care să vină din partea părinților, din partea adulților din jur, după aceea la vârsta adultă punem noi această presiune pe umerii noștri și ok, nu e nicio tragedie. Copilul învață că poate face față situațiilor dificile chiar dacă nu e 100% confortabil. Mulțumesc mult! Gaspar Gheorghe, în studioul Digi24. Pauză și când ne întoarcem.